Cetatea medievală a Severinului se află în vizorul autorităților. Neglijența pe care o manifestă turiștii care distrug aspectul locului, dar și lipsa câtorva utilități sunt lucrurile care l-au determinat pe Screciu, primarul nou instalat al Severinului, să ia măsurile necesare. Astfel, pe de-o parte, primarul atrage atenția turiștilor că trebuie păstrată curățenia, iar pe de altă parte caută soluții pentru racordarea cetății la sistemul de apă, deoarece spațiile verzi de acolo nu pot fi întreținute fără apă. Din păcate, o parte din cetățenii noștri n-au înțeles să și păstrăm această cetate, acest obiectiv extraordinar pentru noi ca municipiu și ca județ. Ați filmat și dumneavoastră la intrare acolo, au spart deja corpurile de iluminat, unele le-au furat. În interior aici sunt și aici ceva probleme legate de curățenie. Eu îi rog pe toți cei care vin și în primul rând cei care sunt din turnul Severin să păstreze ceea ce s-a făcut, să facem cu toții un efort pentru a păstra și a îmbunătăți, dacă este cazul, ceea ce s-a construit. O altă problemă identificată la cetatea medievală de autoritățile locale în ultima perioadă este aceea lipsei suvenirurilor pentru turiștii care calcă pragul locului. Astfel, Screciu a luat măsurile necesare, iar de acum înainte, Casa de Cultură, ce are în administrare cetatea, va realiza o serie de lucruri pe care turiștii să le poată achiziționa. Și tot primim informații că nu avem niciun fel de suveniri, adevărat? Da, este adevărat, deocamdată nu. Deci nu avem nimic la vânzare? Nu, la vânzare nu. E expoziție, avem ceramică de șișești, Dar materiale de promovare, materiale de promovare, pe care să le dăm cetățenilor. Le oferim cetățenilor, da, avem și CD-uri, hărți. Gratis. Da. Analiza cod beneficiu anexă la contractul de finanțare ne permite să facem venituri din vânzarea de suveniri. Numai că sursa de finanțare pentru aceste suveniri trebuie găsită, fie din bugetul Casei de Cultură, fie din bugetul nostru la Consiliul Local. Nu este un număr constant de turiști. În unele zile sunt chiar mulți, 300-400, în alte zile, na, nu prea vin. Care ar fi obiectele de care întreabă cel mai des? Magneți, materiale dintre astea. De oamenii se plâng că nu pot cumpăra suveniruri, nu au de unde. E un lucru pe care nu l-am prevăzut inițial, dar pe care trebuie să-l remediem rapid. Vin foarte mulți vizitatori, oamenii sunt încântați de ceea ce găsesc aici și vor să plece cu o amintire. Facem și noi bani ca și primărie și în același timp îi mulțumim și pe oameni. Cetatea medievală a Severinului, odată cu reabilitarea, reprezintă una dintre atracțiile turistice cele mai vizitate atât de oamenii locului, cât mai ales de cei veniți din alte colțuri ale țării.